Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Numele meu este Claudiu Truță, alături de mine se află Marius Nistor. Ne aflăm în biroul lui pentru a discuta despre acvariile marine. Chiar în spatele nostru se află un acvariu foarte frumos, îmi place mult. Este unul dintre cele mai bune acvarii marine pe care le-am văzut până acum. Și aș vrea să începem printr-o scurtă introducere. Marius, de cât timp te ocupi de acvaristică? Bună ziua, bine v-am găsit! Cred că m-am născut cu acvaristica, pentru că de când mă știu am avut în casă un acvariu. Cred că fiecare copil, cel puțin la vremea noastră, era o pasiune foarte comună și încet, încet mi-am dezvoltat-o. Cred că n-a fost an în care să nu am acvariu, cel puțin un. Excelent! Atunci mai bine te-am întrebat ce vârstă ai, ca să ne dăm seama cât de bogată e experiența pe care o deții. Da, am 42 de ani, dar de acvaristică în mod constant și ceva mai activ mă ocup, cred că, în ultimii 5 ani. Ok, e bine de spus că Marius nu are doar acvarii marine. Casa lui este o adevărată grădină zoologică, are și insecte, dar rămânând la acvarii, ar trebui spus că are acvarii plantate, are acvarii cu creveți, până de curând știu că ai avut și discuș. Da, exact, am avut și discuș, am și înmulțit discuș. Și, sigur, dacă tot suntem la capitolul pasiuni, știu că canarii sunt o altă pasiune puternică a ta. Da, în general păsările exotice, avem și o organizație pe care o îndrum, Asociația Ornitologică Română, al cărui președinte sunt. Da, am foarte multe pasiuni, cele mai multe orientate în jurul naturii și al animalelor. Da. Ok, revenind la acvariul marin, de cât timp te ocupi cu acvaristica marină? Cum au fost începuturile? Acvaristica marină m-a fascinat de foarte mult timp, doar că mi-a lipsit curajul. Toată lumea se uită la un acvariu marin și zice, fai, ce complicat este. Ei, eu vreau să spun că nu este chiar atât de complicat pe cât pare. Adică am trecut foarte ușor la acvaristica marină, având în vedere că aveam deja cunoștințe de acvaristică generală. Multe dintre ele se suprapun fără niciun fel de problemă. Ciclul azotului e același. Bacteriile sunt asemănătoare, ai nevoie de material filtrant poros, multe, deci foarte multe dintre principiile care se aplică în acvaristica de apă dulce sunt valabile și în acvaristica marină. Adică tu spui că cineva care stăpânește acvaristica de apă dulce are toate șansele sau cel puțin șanse foarte mari ca să aibă succes și în acvaristică. Eu sunt convins de asta. Ok, aș vrea să ne mai spui despre acvariul marin câteva detalii. Ce înseamnă întreținerea lui, care sunt costurile cu un acvariu marin. Sigur, având în vedere experiența din cele două ramuri, poți să faci ușor o comparație. Am înțeles că nu este foarte dificil, e un lucru încurajator, însă haideți să vedem puțin și din punct de vedere al costurilor și al timpului și efortului care trebuie investit în această parte a acvaristicii. Cum stăm? Ok, acum aș dori să încep prin a spune că la fel ca și în acvaristica, și o să încerc să fac tot timpul o comparație între acvaristica marină și acvaristica de apă dulce, tocmai ca să fie mai ușor de înțeles. La fel ca și în acvaristica de apă dulce, trebuie să mergi trebuie să pornești de la un buget. Poți să-ți faci un acvariu marin la fel de bine cu un buget limitat, precum și dacă vrei și dispui de o sumă generoasă, să o investești pe toată, pentru că oricum e o vorbă foarte frumoasă între acvariștii de apă sărată, all my money goes to corals. Adică, indiferent câți bani ai, o să găsești un coral care să fie suficient de scump încât să ți-i cheltuie pe toți.
Prin urmare, e important să ne gândim de la început ce fel de bazin ne dorim. Pentru că în funcție de bazinul pe care ni-l dorim, practic o să trebuiască să luăm echipamentele necesare. Ce am reținut este că nu ai spus nimic despre pești. Adică, practic, acvaristica marină nu se concentrează atât de mult pe pești. Sau cel puțin nu îi găsești tu personal ca fiind vedetele acvariului. Ba da, și peștii sunt foarte importanți, dar la fel ca și în acvaristica de apă dulce. Practic, depinde ce îți dorești. Există pești care sunt compatibili cu acvariile de recif și cu coralii și există pești care nu sunt compatibili, pești oceanici care nu poți să îi pui împreună cu coralii pentru că îi consumă. Fac parte din dieta lor zilnică. Ok, dacă ar fi să ne gândim la lucrurile de bază pentru a porni un acvariu marin, care sunt materialele necesare? Nu mă refer la echipamente, ci ceea ce ar trebui să existe în acvariu, adică în display. Ok. În principiu, ceea ce, din punctul meu de vedere, îl consider foarte important, este piatra vie. Piatra vie este, de fapt, inima întregului sistem, e inima recifului, pentru că reprezintă materialul, baza de colonizare a bacteriilor nitrificatoare. La fel, partea bună este că, spre deosebire de acvaristica de apă dulce, aici materialul filtrant biologic se găsește în acvariu, direct în acvariu și nu în filtru. De aceea, dacă ai suficientă piatră vie, și există două variante de piatră vie. E piatra vie adusă direct din mare, în general din Bali, din Fiji, din Indonezia, natural, da, din mediul natural, și se aduce și se pune direct în acvarii gata colonizată, sau bucăți de recif uscate care ulterior se colonizează pe baza infuziei de bacterii externe. Un alt factor important, și acum iar îl rămâne la latitudinea fiecăruia, este nisipul. Nisipul tot așa, poate să fie un nisip viu care este deja însămânțat cu bacterii, sau poate să fie un nisip inert, dar tot special pentru acvariile marine, este de fapt carbonat de calciu, da? Și care ulterior se colonizează. De asemenea, foarte important, pentru că în nisip trăiesc foarte multe animăluțe de toate felurile, tot felul de viermi, care mai de care mai interesant. Pentru cineva care vrea să înceapă acvaristica marină, cam care ar fi un buget minim pe care ar trebui să îl aloce? Desigur, nu un display prea mare și nici un grad foarte avansat, dar totuși okay, să se poată bucura de acvaristica marină. Bun, hai să discutăm concret ceea ce avem aici. Okay. Pentru că plecând de aici, practic toată lumea poate să-și calculeze un buget în funcție de cât de mare sau cât de mic își dorește să fie bazinul. Acesta să-l considerăm un bazin mic spre mediu. Ok. Ok. Bazinul are 80 pe 50 pe 50 și, bineînțeles, în spate un sistem prin care se scurge apa, gen being animal, într-un sump. Așa. Efectiv, display-ul cu sump-ul a fost undeva la 800 de lei, pentru că e făcut din sticlă ultra clar. Ok? Și cu toate conexiunile făcute. Ce e foarte important este o pompă foarte bună de întoarcere care să-ți întoarcă apa din sump în bazinul principal. Și eu insist foarte mult cu sump-ul pentru că e mult mai simplu să ascunzi toate gadgeturile. O să vedeți imediat ce înseamnă de fapt filtrarea la un sistem, la un acvariu marin. E foarte ușor să le ascunzi în sump. Acum, pompele în sine depinde de volumul acvariului, n-aș ști să îți dau un buget. Okay. Nu știu, a mea a fost undeva pe la 500 de lei, ceva de genul ăsta.
volumul net pe care trebuie să îl întoarcă e undeva pe la 170 de litri are întreg sistemul. Așa. Tot în sump se pune și skimmerul. Skimmerul, de fapt, este un dispozitiv special care face niște bule foarte mărunte, bule care prin spargerea suprafeței superficiale, practic adună toate proteinele, da, lanțurile de aminoacizi și sub forma unei spume le elimină din sistem înainte de a polua și de a se transforma în nitrați. Procesul e același, doar că substanțele organice sunt eliminate mult mai repede din apă înainte de a acționa bacteriile. Exact, înainte de a intra în ciclul azotului. Asta pentru că o parte din corali, în general cei SPS-i, nu prea acceptă valori mari ale nitraților și fosfaților. Asta e, cred că, marea diferență dintre un acvariu plantat și un acvariu de apă sărată, un acvariu marin, faptul că trebuie tot timpul să ții nitrații și fosfații sub control. Nu trebuie să lipsească cu desăvârșire, sunt foarte importanți și pentru corali, doar că trebuie să reușești să-i controlezi foarte, foarte ușor și de aceea peștii, că m-ai întrebat de pești la început, peștii se adaugă treptat. În momentul în care începi să vezi că nu reușești să mai ai suficient nitrat, mai adaugi un pește. În momentul în care ai prea mulți nitrați, adaugi un coral și tot așa. E nevoie de foarte, foarte multă răbdare. Acvariul din spatele meu, practic, s-a construit în decursul a, cred că, 5 ani de zile. Prin urmare, trebuie să o iei încet, întâi aduci piatra vie. Sunt aproximativ, că am ajuns, uite, la un alt element extrem de important. Cu cât mai multă piatră vie este în sistem, cu atât el este mai echilibrat. Aici sunt aproximativ 30 de kilograme, cam 30 de kilograme de piatră vie. O parte este în display și o parte este jos în sump. Tot așa, din aceleași motive, este un suport pentru bacteriile care ajută la menținerea, la nitrificare și denitrificare. Deci, în acvaristica marină, echilibrul da, este cel care face diferența între succes și eșec. Absolut. Practic, cel mai important lucru, și sunt convins că asta se aplică atât în acvaristica marină și în acvaristica de apă dulce, este stabilitatea sistemului. Cu cât parametrii variază mai puțin, cu atât coralii sunt mai fericiți. Cu atât se adaptează, inclusiv unor condiții diferite față de mediul natural. Dacă lucrurile se fac încet, treptat, ei se adaptează. Câte vreme se menține constant, câte vreme există stabilitate, e foarte important. Hai să vedem ce mai avem nevoie. Un lucru esențial pentru corali, la fel ca și pentru plante, este lumina. Lumina e, în general, și aici sunt foarte multe dezbateri, foarte multe păreri, opinii pro și contra. Au apărut în ultima vreme, bineînțeles, există lămpile clasice, T5, speciale pentru acvaristica marină. Se lucrează cu foarte multă lumină albastră, asta pentru că în mediul lor natural apa practic filtrează toate celelalte radiații, rămânând cea albastră care penetrează cât mai adânc. Asta este și motivul pentru care se folosește foarte mult lumina albastră. În plus, o să vedeți la lumină violetă și ultravioletă, marea majoritate a coralilor au niște fluorescențe și fosforescențe ieșite din comun. Nu ai ocazia să le vezi altfel în mediul natural. Și atunci iară un alt motiv să se folosească foarte mult lumina albastră. E important și din punctul meu de vedere, eu nu aș face rabat de la calitatea luminii. Pentru că este ceea ce, de fapt, îi menține în viață. 90%
din nutrienții pe care, cu care coralii se dezvoltă, cresc, se dezvoltă, supraviețuiesc, sunt produși prin fotosinteză. Prin urmare, e nevoie de o lumină specifică și de calitate. Eu folosesc un Aqua Illumination, Hydra, sunt două de 26 de W fiecare. Cât timp merge lumina? Lumina merge 12 ore. Ok. Sunt atât de multe lucruri de spus și sunt atât de multe lucruri interesante. Totuși, o să mă îndrept spre ultima întrebare și anume, cam cât timp îți ia să întreții acvariul? Sigur, nu pe cronometru, dar totuși să ne facem o idee dacă a avea un acvariu marin înseamnă și a consuma mult timp cu el. În principiu se consumă ceva mai mult timp cu acvariul marin decât cu acvariul de apă dulce. Mentenanța este oarecum asemănătoare, doar că ai nevoie de puțin timp ca să-ți prepari apa sărată. Apa sărată se prepară dintr-o sare specială, care există în comerț deja peste tot, foarte multe firme, care se adaugă într-o apă de osmoză, într-o anumită cantitate, ca să obții o anumită concentrație. Ori asta durează puțin timp până când se omogenizează soluția. Nu știu, să zic că ai nevoie de vreo jumătate de oră până când se dizolvă toată sarea. Schimburile de apă, la fel, sunt extrem de importante ca și în acvaristica de apă dulce, pentru că diluează, o să vedeți pe parcurs, pe măsură ce intrați în amănunte, coralii, la fel ca și plantele, secretă tot felul de substanțe inhibitoare, care, prin care încearcă să țină ceilalți corali la distanță. Practic, noaptea se schimbă complet peisajul în acvariu. E o diferență foarte mare între modul în care se vede ziua un acvariu și modul în care se vede noaptea. Noaptea scot toți tentaculele, arată înfricoșător mulți dintre ei, complet se schimbă din punctul de vedere al înfățișării și începe o bătălie. Practic devine un câmp de luptă în care fiecare încearcă să își păstreze teritoriul, ba mai mult, exact, să îl distrugă pe cel, pe vecinul de aproape și să acapareze noi teritorii. Ok, Marius, nu pot decât să-ți mulțumesc că ne-ai primit să vedem acest acvariu, că ai împărtășit cu noi aceste cunoștințe și că, până la urmă, cei care ne urmăresc au putut să-și facă o idee chiar și sumară despre ceea ce înseamnă acvaristica marină. Mulțumesc, mult succes în continuare. Cei care ne urmăresc sper să aprecieze efortul lui Marius și sperăm să vă abonați la canalul nostru pentru a vedea ultimele filme pe care le prezentăm. Salut!